Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Luna februarie se apropie cu pași repezi și m-am gândit să fac o citire și pentru luna februarie cu cărți de oracol, cu Sibilele Normand, să vedem ce dezvăluie cărțile de oracol pentru luna februarie. Etalarea cu ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, poate dezvălui astfel care sunt energiile lunii februarie în planurile importante ale vieții de zi cu zi. O etalare intuitivă, bineînțeles, dar în trei variante ca să fie puțin mai particularizată. Vă invit așadar să alegeți unul dintre cele trei pachete, roșu, albastru sau gri, și să vedem ce poate dezvălui. E o citire intuitivă, așadar luați în considerare pentru voi ceea ce rezonează cu voi. Și să vedem ce spun cărțile. Ceea ce nu rezonează înseamnă că nu e pentru voi și nu este despre voi. Să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. O lună cu bune și rele, aș putea să spun. O lună în care vă puteți și stresa. Avea neliniști. Poate că sunteți într-o singurătate, într-o pierdere deja și vreți să ieșiți din această stare și să știți că luna februarie este potrivită să ieșiți din această stare de singurătate, să vă eliberați de frici, de temeri, de singurătăți. Dacă sunteți într-o familie, cu siguranță vă veți simți bine în mijlocul celor dragi. Chiar veți avea parte de conversații plăcute, de întâlniri plăcute, de evenimente plăcute care să vă facă să vă uitați de pierderea voastră, de singurătatea voastră, de o pagubă chiar pentru unii, poate că ați trecut și prin vreo pagubă, sau poate apărea în luna februarie ceva care să vă întristeze, dar nu va ține mult, ține și de voi, de dorința voastră de a vă elibera de aceste stări, de a nu rămâne în aceste stări de tristețe, de supărări, de pagubă. Ceea ce știți voi, știți de că aveți noroc, că aveți succes, că aveți și noroc de bani sau că sunteți o persoană destul de pozitivă, de optimistă, în ciuda faptului că sunteți puțin dușmănită. Știți că aveți o dușmancă. O dușmancă pentru că voi aveți un noroc, că aveți un succes, că aveți o relație care poate duce către căsătorie, cum ar veni. Știți acest lucru. Sau mai știți că ați avut niște probleme, poate, în serviciu, în căsătorie, în relațiile voastre și datorită unei dușmanci, unei persoane mai invidioase. Ce nu știți? Nu știți că la unele dintre voi s-ar putea să vă caute cineva care vrea să se împace cu voi. Poate chiar să vă ceară și în căsătorie, dar s-ar putea să aflați și de cineva care trece printr-o tristețe și singurătate. Luna februarie, pentru această variantă, poate aduce o probă de fidelitate, să știți. Aduce o probă de fidelitate, de înțelepciune. Pe cine vă puteți baza, dacă partenerul e de încredere sau nu. E o lună în care poate chiar se poate oficializa o relație. Posibil și să aflați de cineva care se desparte. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? S-ar putea să apară vorba aici, poate nu e neapărat de despărțire, cât poate fi vorba și de un dolu. Ar veni cineva din familia partenerului, poate, cum ar veni partenerul, e în dolu, pentru că pierde, nu știu, bunicul. Aici văd un bărbat îndoliat. Dar poate fi și legat de o dragoste la unele dintre voi. Voi nu știți că în dragoste poate apărea o tristețe, o despărțire, o singurătate sau chiar un doliu. Ar trebui să știți, are legătură poate și cu niște contracte sau dacă sunteți în divorț, poate că unele dintre voi asta știți voi, că sunteți în divorț din cauza unei alte persoane care a apărut în relația voastră și că poate voi sperați la vreo împăcare, la vreo întoarcere sau sperați ca acea persoană să regrete că ce a făcut.
chiar dacă poate voi nu mai vreți în viața voastră, cumva poate speranța voastră este să se și regrete. Și s-ar putea să aflați ceva de acest gen, dar pe de altă parte puteți avea și niște răutăți care țin de partaj, țin de acest divorț care se pronunță sau mai poate apărea și de vestea cuiva care trece printr-un doliu. În casă, dragoste. Deci dacă sunteți într-o relație de dragoste, s-ar putea la voi să se și întoarcă cineva să se împace cu voi sau apare o altă persoană și va regreta vreun fost, pentru că voi v-ați găsit pe altcineva, posibil și acest lucru, să aflați că îl regretă acel ce a făcut, că îi pare rău, că acum vă vede pe voi fericite, pentru că voi văd aici că voi în casă puteți avea o noutate, un flirt, un nou el sau actualul el care este deja, dacă este deja prezent în viața voastră, atunci cu el veți avea poate ieșiri pe undeva, invitații, el pare așa o persoană mai boemă, mai artist, vă poate scrie bilețele de dragoste, dar s-ar putea să treziți și invidia, răutatea unei doamne, unui domn care poate regretă ceva. Ar fi vrut, și-ar fi dorit cu voi poate o relație sau regretă că nu-i mai plânge, să zic așa, urma, nu mai plângeți după altul și vă consolați și vă găsiți pe altcineva. În afara casei apare un domn, apare o noutate, veți avea parte de niște evenimente, dar poate și de niște secrete care le veți afla în afara casei, care țin poate și de societate. Poate apare și un păcare. La voi să știți că e o lună așa puțin foarte ciudată, pentru că văd aveți și situații puțin neliniștitoare, poate o răutate din partea cuiva, dar și speranțe de împăcare, de a vă revedea, chiar de un flirt. Că de aici poate vine și această chestie de fidelitate. Dacă aveți o relație, s-ar putea să mai apară cineva care să vrea să vă facă curte, să vă cunoască, poate un domn elegant, văd aici un bărbat, sau poate un artist, o persoană cu funcție, posibil și acest lucru, și să stârniți puțin gelozia, invidia sau răutatea cuiva. Și în dragoste, da, asta aveți, bucurii și neprevăzute pot apărea așa. Sare și piper, lapte și miere, aveți o lună așa plină, nu vă veți plictisi. Și surpriza voastră, noutăți, dezamăgiri, suișuri și coborâșuri. De voi depinde, să știți, de voi și de domnul cu care sunteți, dacă sunteți într-o relație. Și mai depinde și de înțelepciune acum. Cum vă curățați voi energiile, pentru că puteți fi și influențate de niște persoane din jurul vostru care sunt, nu știu, pălăvrăgesc așa, brute și nevrute, sau sunt pesimiste și asta vă dă și pe voi puțin înapoi într-o situație, nu mai gândiți, nu mai vedeți partea pozitivă a lucrurilor, deci ține foarte mult, este clar că această lună, pentru varianta aceasta, cel puțin, aduce o înțelepțire, aduce o conștientizare asupra unor situații și dragostea nu va lipsi, banii nu vă vor lipsi, probabil vă veți consola chiar care nu veți reuși să clarificați, dar văd că pe casă aveți totuși un partener sau posibilitatea de a cunoaște pe cineva. Acum ține și de voi dacă aveți încredere sau nu, dacă clarificați voi situația, luna este lungă și poate apărea într-o parte a lunii să fie că aveți o bună comunicare cu partenerul și într-o altă parte a lunii să apară și neplăceri, neînțelegeri, pentru că fie pe societate apare ceva la servici sau fie că o altă persoană cumva intervine între voi, că de aceea contează tu și partenerul cât de bine vă cunoașteți, cât de înțelepți sunteți, cât de fideli sunteți unul altuia. Sau noul partener care poate apărea, pentru că aici la unele dintre voi văd și situații noi care pot apărea, dar sunt speranțe de o nouă relație, dar sunt pe risc, pentru că ține foarte mult de înțelepciune, de anturaj, că în jurul vostru energiile sunt așa puțin ca ape mișcătoare, cum ar veni, e frumos afară, e soare, marea este foarte frumoasă, dar are valuri. Și tu știi să înnoți, dar în valurile alea nu știi ce e pe dedesubt, că e cam tulbure apa și mai sunt și valuri așa care vin pe brusc, pe neașteptate câteodată. Deci ceva de acest gen aș vedea eu situația în luna februarie pentru această variantă. De aceea ține foarte mult de înțelepciune, de experiența de viață, de înțelepciune, de credință chiar. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. Varianta numărul 2, pachetul albastru. Haideți să vedem ce spun cărțile. Ceea ce știți, ceea ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Wow!
O lună în care, doamnele, aveți multă prietenie din partea doamnelor, prietene sau copiii voștri, fetele voastre, vă pot aduce multă bucurie sau prietenele, veți ieși cu prietenele, poate dacă nu aveți fie partener. Este ca de 8 martie, să zic așa. Valentine's Day poate fi ca 8 martie pentru voi, vă bucurați între doamne. Ce știți voi? Știți de niște reuniuni, știți de niște afaceri, poate niște clarificări pe care le-ați avut sau le doriți legate de niște chestiuni oficiale, poate legate și de niște evenimente, poate legate și de niște chestiuni juridice. Știți că aveți reușite, că aveți succes, dar mai și știți că aveți și vreo dușmănie. Cineva vă cam dușmănește, vă cam urmărește aceste reușite. Are cumva într-un fel pică pe voi. Nu știți, nu știți într-adevăr că puteți afla de cineva care are probleme sau vă dezamăgește cineva într-o nouă situație, într-un proiect, într-o relație nouă, puteți avea puțină pagubă, poate nu știți, o pagubă, sau de cineva care, aflați de cineva care va avea probleme cu legea, are legătură și cu un copil, cu o situație nouă, o rivalitate aici, o discuție, ceva. Pierdeți un prieten, nu, veți fi puțin singure la un moment dat sau singur, vă veți trezi aici poate și ca cu copil, poate apărea o sarcină la unele dintre voi. S-ar putea să apară și o sarcină și discuțiile date de această sarcină sau o sarcină cu dificultăți, nu vă simțiți prea bine, trebuie să stați să vă odihniți, să stați acasă, cumva pot apărea așa, deci nu știți acest lucru. Ce ar trebui să știți? Că, într-adevăr, doamnele vor juca un rol important pentru voi, o prietenă, mama, soția, o iubita, văd aici niște prietenii, o nouă casă, o noutate, o vizită, cadouri și daruri, armonie aș putea să spun. Ar trebui să știți că trebuie să căutați situații prietenoase, pe de-o parte, și să fiți poate mai prietenoasă, mai cu cine trebuie, cu cine este prietenoasă, ca să zic așa, cu voi. Și să vă gândiți mai mult la voi, adică chiar trebuie să vă respectați poate mai mult, să vă îngrijiți mai mult, să vă înnoiți cu ceva chiar, adică vă înnoiți garderoba, ruxul, nu știu, casa, coafura. Și în dragoste puteți avea o noutate, o relație nouă, un succes sau sunteți într-o relație, dar cineva își cam bagă nasul. De aceea poate că trebuie să, că îți poți pierde un prieten, o prietenă, pentru că s-ar putea, adică nu e prea prietenă probabil, vei descoperi că e puțin cam intrigantă. Bă, deci o femeie căsătorită care poate umbla cu niște bârfe, niște răutăți. Sau va trebui să te zbați tu, dacă vrei să ai o relație sau vrei să fii bine în relația care o ai, probabil ținută la distanță de anumit gen de persoane care nu sunt de cea mai bună calitate sau care sunt, aici văd chestii care sunt rivale cumva, îți creează o stare de singurătate sau de neînțelegere, nu te înțelegi. În afara casei sunt situații dificile, poți afla de niște persoane care au probleme cu legea sau probleme care, deci nici nu știi că de niște persoane care au probleme cu legea și în afara casei le poți întâlni aceste situații. Pot fi persoane care sunt despărțite, sunt singure, poate fi și legat de un fost partener care ar vrea poate cu tine împăcarea, dar e într-un anturaj puțin nu prea de încredere și ori a fi de persoane care au probleme, ori sunt situații cumva în afara casei care te pun pe fugă, îți dau tristețe, îți dau regrete, îți dau griji. Și în dragoste, deci da, chiar trebuie să fii înțelept. Deci luna februarie aduce foarte multe cadouri, daruri, situații noi, întâlniri importante. Dar va trebui voi să vă zbateți pentru acestea și să vă țineți la distanță de situațiile neprietenoase, pentru că pot intra, intrați, vă aduce ghinion. În primul rând că vă aduc ghinion aceste persoane. Pentru că ele au o energie atât de grea și malefică și de răutăcioasă, încât e ca și cum, ca un virus, să zic așa, ca și cum te umple de noroi, ca și cum, deci cât ai fi tu de curată și de frumoasă și de pură și de sinceră și de dreaptă, intrând în această energie, e ca și cum s-au amestecat apele și s-a făcut varză, s-a murdărit și te-ai murdărit și tu,
îți creezi o altă imagine, apar conflicte, nu te înțelegi pentru că dacă ele sunt de o altă mentalitate și tu ești de altă mentalitate. Deci, cumva, în această lună, februarie, probabil se separă apele, care văd aici energiile grele, negative sunt între ele, dar vor încerca să se amestece cu ale voastre. Văd și aici un dușman care te urmăște, văd că și aici pe casă și văd că și aici în dragoste. Deci, vor încerca anumite energii să amestece cu voi. Acum ține de voi, de înțelepciunea voastră, de naivitatea voastră, de credința voastră, de fidelitatea voastră, de încrederea în voi și în cei cu care voi interacționați, cât de multă încredere, cât de bine îi cunoașteți, pentru că pot apărea lucruri și neprevăzute. Da, uite, gelos, persoană geloasă, frustrată. Deci, voi s-ar putea să vă consolați unele dintre voi, să nu, de aceea stați în preajma unor doamne, că nu veți mai avea încredere poate într-un bărbat, dar nici în doamne nu aveți încredere în oricine. Pentru că pot fi persoane care sunt lipsite de scrupule. Văd aici o doamnă care este lipsită de scrupule, perversă, perfidă. Aici una e chiar rea. Asta e și perfidă, asta e foarte rea. Poate fi una și aceeași care are legătură cu casa ta. Poate nu e neapărat în casă la tine, ci în preajmă. Și când ieși afară din casă, ea apoi îți face și alte greutăți, că are un anturaj, are, sau poate fi și la servici, depinde pe unde locuiești. În orice caz, văd că e o situație care de aceea apare. Știi deja că tu încerci poate să schimbi puțin anturajul sau să cureți puțin anturajul, dar vei fi și dezamăgită pentru că vei descoperi poate că pe cine te bazai, o anumită persoană în care considerai că ți-e prietenă, nu ți-e prietenă. S-ar putea și propriul tău copil să te dezamăgească sau, Doamne ferește, să nu ai probleme cu un copil. Că vine un dezastru într-o dragoste aici. Dragostea ta poate fi și legată de un copil. Sau să ai probleme cu sarcina din cauza unor supărări care ți le face niște persoane din afara casei, unei spaime, spre exemplu, că te urmăresc, te face frică și frica te poate duce la să pierzi un copil, îți pierzi sarcina, pentru că ai frică, frică că te urmărește această persoană. Sau văd aici pe cineva care poate vrea să-ți ia ceva, cineva care poate, dar și parcă are legătură și cu un bărbat care poate e singur, despărțit, un bărbat frustrat, gelos. O persoană care folosește forța sau presiunea, hărțuiala, poate fi și o persoană care acum are legătură poate și cu ce se întâmplă pe societate, cumva sunt așa amestecate, de aceea poate că se despart apele în două în această lună pentru voi, că altfel vă puteți trezi într-o greutate pentru voi, pentru sarcină, pentru un copil, pentru ce iubiți voi, ce vă doriți voi. Haideți să vedem și pentru varianta numărul 3. Numărul 3, să vedem ce spun cărțile cu varianta pachetului gri. Ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste. Romantice, și voi sunteți foarte visătoare, mai ales dacă sunteți doamne singure. Văd că sunteți pe gânduri, aici poate și pentru că locuiți undeva departe, în străinătate, sau aveți de-a face cu niște persoane care nu le cunoașteți prea bine și nu prea vă dă încredere. Aveți speranțe, dar aveți și tristeți. Tristeți că numai aici a fost odată, că nu mai găsiți același gen de persoane ca și voi să vă înțelegeți, sau nu vă puteți face înțelese, pentru că voi aveți niște vise și sunt persoane care nu vă ajută în visele voastre. Nu vă înțeleg visele, dorințele. Credința văd că vă aduce siguranță de sine. Deci este o lună în care cumva poate veți dori să fiți mai singura, poate, sau vă veți dori doar relații care să, cum din lumea bună, persoane educate, persoane cu bun simț, vedeți, persoane elegante, sociabile, educate, cu bun simț, fidele, de încredere, care să vă dea siguranță pentru ca să aveți și voi reușită. Sau sunteți voi o doamnă de succes, cu reușită. Și pentru că sunteți o persoană foarte elegantă, sociabilă, serioasă, fidelă, cu niște principii, cu niște valori și posibil dacă sunteți singure și să cuceriți pe cineva asemănător. Ce știți? Da, știți de o reușită, de o realizare, dar știți și de niște neplăceri, de niște certuri, discuții în familie, poate legate de niște evenimente sau cu ocazia unor evenimente, știți, de niște vizite. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că
Puteți avea niște petreceri, niște evenimente, niște întâlniri mondene. Puteți cunoaște pe cineva. Ambițiile voastre s-ar putea să vă ducă la niște rezultate, poate de examene, poate de evenimente, cum ar veni să câștigați un joc, să câștigați un concurs, să câștigați niște bani. Ambițiile voastre vă duc la niște reușite, în ciuda unor neliniști care le aveți sau scepticismului cuiva sau neînțelegerilor cu cineva. Știți, nu știți, poate și că veți cuceri pe cineva. Ce ar trebui să știți? Să gândiți pozitiv. Să nu vă grăbiți să luați decizii pripite. Să mai studiați, să mai învățați, că puteți lua niște examene, puteți avea un succes, puteți să aveți o reușită în niște investiții. Văd că vă vin idei geniale, poate chiar să scrieți ceva, poate să dați un examen, poate să vă schimbați jobul. Deci văd că vin niște situații noi sau chiar veți cunoaște vreun intelectual și vă va pune pe gânduri, vă veți îndrăgosti, veți fi mai romantice, visătoare. Aici pot apărea, da, văd că sunteți într-o speranță. Pentru, dacă sunteți singure, sunteți într-un succes. Succes de bani, succes de afaceri, succes în acțiunile voastre, în creativitatea voastră, în hobby-urile și pasiunile voastre. Văd că vă vin bani, cadouri, daruri. Poate că aveți vreo aniversare, vreo de sărbători pe ceva, pe cineva, sau voi în afacerea voastră veți avea succes, dar și o tristețe. Vă e dor de cineva sau veți spera voi să cunoașteți pe cineva, să aveți și voi cadouri, daruri, să aveți și voi, să fiți și voi admirate. S-ar putea să vă și înnoiți cu ceva. Ori îl primiți cadou, ori vă înnoiți voi, vă faceți voi singură un cadou. În afara casei aveți noroc, dar norocul vostru vă întristează din cauza, vă întristați, să zic așa, de norocul vostru și din cauza unei dușmani, unei rivale. Aveți o persoană care vă invidiază norocul. Vă invidiază norocul și voi sunteți poate și într-o stare de sănătate puțin. Știți cum văd aici, poate la voi, la această variantă? Ceea ce nu se vede din afară, nu știu ce e din afară și ei vă invidiază. Puteți fi o persoană care poate aveți un succes. Poate că sunteți singure, că vă văd aici totuși într-o singurătate. Și voi puteți părea o persoană de succes, o persoană pozitivă, mereu veselă, mereu bine dispusă în fața celorlalți, cu zâmbetul pe buze, când vă puneți o poză pe Instagram sau pe nu știu ce alte platforme de socializare, păreți tot timpul cu gura până la urechi, vesele, că totul pare roz și frumos, dar în realitate voi s-ar putea să fiți foarte bolnave sau s-ar putea să aveți o mare dezamăgire, nu știu, nu aveți, sunteți foarte singure, nu aveți prieteni. Ceva, deci cine vă invidiază norocul, le invidiază degeaba. Că dacă ar ști cât de triste sunteți voi și câtă suferință aveți voi, nu v-ar mai invidia aici. Cine e această persoană? S-ar putea să fie vorba și de vreo fostă prietenă de-a voastră. În dragoste, în schimb, să știți că veți primi vești. Pot apărea noi cunoștințe, daruri, cadouri, invitații în casa cuiva. Puteți să vă duceți în casă la cineva sau vine la voi în casă niște musafiri sau veți fi invitați. Aveți de sărbători pe cineva. Deci văd aici că vă vindecați, această tristețe a voastră se duce, această invidie, răutate din afara casei va fi compensată de către familie, de către prieteni, de către alte noutăți. Puteți face alți prieteni, poate, de aceea poate trebuie să stați, să nu vă grăbiți, nu vă preocupați, curățați-vă energiile, pentru că dacă nu sunteți voi bolnave deja, vă pot îmbolnăvi cei care vă invidiază, deci dacă vă preocupați de aceste energii. Că se vor elimina singură, uite cum se elimină. Asta va fi norocul vostru, exact. Deci gândiți pozitiv pentru că vă vin vești pozitive, chiar apare dragostea, veți descoperi o dragoste, vă veți îndrăgosti. De voi chiar de voi, poate chiar de voi vă veți îndrăgosti, de voi, vă veți da seama voi ce ființă specială sunteți, ce idee genială aveți care vă aduce ca un câștig la loto, care poate veni și printr-o afacere proprie, poate că scrieți printr-un examen, printr-o diplomă, prin ceva. Deci cumva vă văd aici foarte bine în luna februarie pe voi, mai ales ca doamne singură, dar și dacă sunteți într-un cuplu, tristețea poate fi că poate nu sunteți în permanență cu partenerul, poate fi el puțin plecat sau mai apare ceva care vă întristează, poate legat de sănătatea voastră sau de un drum, dar în orice caz veți avea foarte mare bucurie și dacă sunteți singure,
chiar puteți cunoaște pe cineva. O persoană din lumea bună, o persoană cu bani, un artist sau un, nu știu, un bărbat cu bani, că de-a un afacerist ceva aici, că văd că va duce mult noroc, multă oportunitate, sau un sportiv, mai văd aici persoane care fac mișcare, sport, dar văd mai degrabă persoane care e vorba de lumea intelectuală, de high life-ul, să zic așa, al societății, deci într-un anturaj mai pe nivelul vostru, care sunteți. Deci nu prea văd aici că nu prea aveți o invidie, ceva, o mică răutate, dar nu vă afectează, nu o luați în seamă, pentru că voi aveți alte preocupări mult mai importante, nu vă pierdeți timpul în astfel de lucruri care nu vreți să vă amesteca, să zic, în astfel de energie. Acestea fiind spuse, dragii mei, sper să aveți o lună minunată, binecuvântată pentru ce vă doriți voi, în luna februarie, în dragoste, în afaceri, în munca voastră, în acțiunile voastre de zi cu zi, să fiți feriți de energiile malefice, negative, care sunt defavorabile vouă, să vă țineți la distanță de ele, că este spre binele vostru, să fiți în armonie, în pace și liniște, în iubirea binecuvântării divine. Asta vă doresc, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!